Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă la piața centrală, ne referim nemijlocit la altercațiile dintre vânzători și polițiști ce au avut loc pe parcursul ultimelor zile. Vom încerca să aflăm cum a fost soluționată problema și dacă a fost găsită până la urmă cheia soluționării acesteia, împreună cu Ion Ștefăniță, consilier neafiliat în CMC. Bună seara și bine ați venit! Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit! Domnule Ștefăniță, nu este o noutate că dintotdeauna au existat o serie de probleme legate de piața centrală, de distribuția locurilor, de probleme pentru oamenii simpli care veneau să-și realizeze din puținul pe care îl are în gospodărie. Iată că se pare că în ultimele zile problemele au ajuns la apogeu. De ce? Am avut și altercații, presa scrie că avem și persoane care au avut de suferit. Cu regret, eu n-am prins acolo, n-am văzut imaginile video ce s-a întâmplat ieri, alaltăieri, în sectorul pieții centrale, dar eu mi-am exprimat opinia vis-a-vis de acest sector. Deci piața centrală, în primul rând, ea a existat istoric acolo. Da? Da. Eu pledez pentru că o piață cu hale, agricole, lactate, în perimetru care știm noi, el trebuie să existe. Tot ce este în afara pieții, trebuie de făcut curățenie acolo. Este spațiu pietonal, este unde merge transport, acolo trebuie să fie pentru transport pietoni, strict. Tot ce înseamnă piață haotică, acolo trebuie ras tot, de făcut curățenie. Iată, așa ar trebui. Da, eu înțeleg pe oameni care au un surplus al producției, da, sau anumite economii, care vrea să-l realizeze. Pentru asta sunt locurile libere. În hală. Eu am văzut în halele de lactate, sunt locuri libere, se poate mers acolo. Nu sunt rentabile, spun dânșii. Cum nu sunt rentabile? Adică dacă îi taxăm cu 8 lei sau 15 lei pe zi, asta e mult? Asta nu e mult, consider eu. Este o taxă simbolică. Da? Plus, trebuie să analizăm din punct de vedere al sanitariei. Da? Pe cât de igienic este să procurăm brânză, smântână, pe lactate, pe da? Sau pe marginea drumului. Dar avem atâtea virusuri acum în spațiul ăsta și noi, iată ce facem. Și vinoveți sunt iarăși noi cetățenii care, cei care merg, eu personal nu am procurat niciodată în afara pieții. Merg în hală și mai solicit și o etichetă în sens la de calitate. Da, de calitate. Deci, ai de la cine ceri. În stradă, nu ai de la cine ceri. Se întâmplă ceva, cine răspunde de lucrul ăsta? Domnule Ștefăniță, spuneați ceva mai devreme că sunteți împotriva mutării pieții. S-a discutat și această idee ani la rând. Istoric, ea a existat. Da, pentru că ar fi creat ambuteiaje, incomodități în centrul capitalei. Cum vedeți o soluționare? Eu am mai vizitat hale, piețe, în Narbonne unde am studiat, da, în Republica Franceză, o hală bine amenajată. În Barcelona, hală bine amenajată. În Lyon, în decembrie, am fost la o piață în plin centru a orașului, unde stau hale tradiționale, cu produse autentice, da? Iată, lucrurile astea se întâmplă și în orașele europene. Eu cred și la noi se poate de făcut ordine acolo. Acolo e bine, tot ce înseamnă mărfuri de uz casnic, haine. Lucrul ăsta trebuie de descărcat de acolo și respectiv se plece mai la vale. Este calea Basarabia, acolo eu cred și acolo sunt iarăși tarabe libere, unii cei care vând hăinuță să meargă acolo. De ce nu? Sau dacă mergem pe sectoare și analizăm dezvoltarea durabilă a acestei urbi, în sectoare trebuie, prin proiecte de parteneriat public-privat, deconstruit aceste centre comerciale, unde fiecare agent economic să-și realizeze business planul. Deci eu înțeleg și pe oameni, da? Dar dați să facem ordine și aici. Și cu contabilitatea neagră care acolo este. Chiar rugăm să ajungem la acest aspect. Domnule Ungureanu, de ce? Există o serie de probleme legate de comerțul stradal. Până la urmă, este o chestiune care a prins conturi pe parcursul anilor. Nu este de ieri, de astăzi. De ce administrația publică locală a permis, de fapt, acest lucru? Deci, haideți să vedem. Problema aceasta are mai multe aspecte. Unul din aspecte este acel oficial, acel al esteticului, care l-a exprimat domnul Ștefăniță.
Trebuie să ne uităm și la partea cealaltă a întrebării, ce le dăm, ce alternativă le dăm acestor oameni. Spunând acum că aceste prețuri sunt derizorii, păi haideți să analizăm, pentru că la început sunt acele prețuri și dau pentru locuri foarte neconvenabile, dar din câte avem noi informații, în locurile unde se vând pentru lactate, pentru produsele specializate, așa, hai să spunem, carne și altele, locurile sunt un pic mai scumpe și ajung la prețuri chiar care oamenii de la țară care vin, mă rog, cu o găină, vin cu 2-3 litri de lapte, nu și le pot permite, pentru că doar atât îi costă drumul, îi costă nu știu mai ce alte cheltuieli care le mai au pe oraș și atunci nu... Dânșii spun că fluxul de cumpărături nu ajunge. Sunt izolați în anumite zone care... Păi iată, haideți să vedem, eu când intru ca cumpărător în piața centrală, eu nu am niciun panou informativ, m-am uitat din toate intrările, unde să fie clar scris, că iată, în direcția aceea e pentru pește, în direcția aceea e pentru lactate, în direcția aceea e pentru fructe legume, deci nu există, deci trebuie haotic sau trebuie să mă amintesc cumva de unde știam eu mai înainte că este acolo să vinde fructe, iată cam pe acolo să vinde pește, deci nu este clar indicat, unica ce au făcut în ultima vreme a făcut o hală de carne care da, este în capătul pieței și cât de bine, cât de cât acolo sunt aranjate anumite lucruri. Dar trebuie să ne, dacă să revenim la problema aceasta. Problema aceasta s-a creat de mai mult timp. Problema aceasta trebuia să fie rezolvată și oamenilor trebuia să li se dea alternative pentru acei oameni care sunt din păturile sociale vulnerabile. Nu exclud că acolo s-ar fi băgat și anumiți oameni care nu sunt chiar din păturile cele mai social vulnerabile și au de câștigat, vor să câștige cumva, dar ăștia sunt în minoritate, pentru că am văzut cam care este contingentul de oameni care se duce acolo. Faptul că poliția acum a acționat în forță și a acționat noaptea este iarăși o încălcare, trebuie să vedem cum își justifică acest lucru poliția, cum vor justifica cei de la Ministerul de Interne. Noi aici știți că facem o confruntare dintre două întrebări, poate că un pic cu caracter filozofic, între aspectul estetic, pentru că da, ne supără ochii, poate când vedem că nu este totul atât de bine aranjat, dar practic în tot orașul, și aspectul că oamenii aceia nu au altă sursă de existență, pot să nu aibă supraviețuire. De supraviețuire. Deci luptăm esteticul cu supraviețuirea oamenilor, deci aici trebuie să vedem. Dacă eu sunt de acord că trebuie să facem ordine, dar trebuie să le dăm imediat o alternativă. Nu peste 3 ani, nu peste 15 ani cât se rezolvă problemele la noi în capitală sau nici peste 15 ani problemele nu se rezolvă. Dar imediat și i-am alungat de acolo așa într-o forță cum s-a petrecut acum și cu altercații, cu răniți, nu știu cum ce mai scrie preța, dar trebuie atunci să spunem că iată, există locuri, iată sunt foarte clare și transparente. Nu spune directorul pieței sau cineva din interviu spune că este 12 lei și când te duci chiar cu adevărat ca om, ca persoană care vrei să vinzi, îți spune stai că nu, 12 lei asta numai așa, noi am spus că pentru niște 3 locuri, dar dacă vrei loc mai bun, este 50, 60 și așa mai departe. Deci asta nu sunt lucruri care le compun, dar sunt lucruri care oamenii reale, adevărat s-au ciocnit cu aceasta. Deci vrem să facem regulă, trebuie să nu uităm și de aspectele sociale, aspectele care țin de existența oamenilor. Oamenii aceștia nu de bună viață vin să vândă ultima sau ce mai produc ei cu 10 ouă sau... Deci trebuie să ne gândim și la aceste aspecte, pentru că putem să ne orientăm doar asupra supermarketelor, putem să ne orientăm doar asupra anumitor producători care vin cu toate condițiile, cu cecuri și cu așa mai departe, dar asta va duce la ruinarea producătorului nostru autohton, local, care fie el și așa, într-o condiție foarte proastă sau în condiția în care nu poate să asigure toate acele aspecte care Sergiu, le considerăm ce noi. Ce este prioritar? Vă rog, domnul sănătatea Stefanos. Omului? Sau lăsăm așa lucrurile să dezvolte haotic? De la sine. Este importantă viața omului, dacă omul acela nu are posibilitatea altă să câștige 20 lei. Cine verifică toate produsele astea acolo, iată cum stau ele pe trotuar, calitatea lor? Păi omul, noi, dacă noi zice... trebuie să ne învățăm să avem o cultură de a face cumpărături. Și acum... Da? O cultură de a servi o cafea. Ori la noi, la fiecare eu intersecție... Eu la nimeni nu trebuie, deci nu trebuie. Deci dacă omul vrea să cumpere de la doamna aia în vârstă, care știe precis că are un produs mai calitativ decât cel care îl găsești la supermarket, toate celelalte la supermarket este foarte bine ambalat și foarte bine pus, omul își asumă responsabilitatea și alegerea. Eu ca să fiu înțeles deci, corect. O cultură a consumului vorbește. Produsele noastre, eco, sănătoase, de la țară, că eu tot de acolo le cumpăr, de la piața centrală. Dar eu merg în interiorul piaței centrale. Da? Și acolo acolo este o igienă, unde omul știu că plătește o taxă, din taxele celea respectiv se dezvoltă piața, piața va fi amenajat cu hale perspective. Eu m-am intersectat aspecte. Prima dată în august 2015, când a fost acel scandal între comercianții unde se vinde fierăritul ăsta și respectiv administrația pieței. Da, m-am implicat atunci și m-am poziționat de partea
cetățenilor. Pentru că, de ce m-am poziționat de partea celor comercianți? Pentru că construcțiile cele încă nu erau coordonate. Ori eu reprezint o instituție care monitorizează toate construcțiile în nucleul istoric a orașului Chișinău. Da. Da? Și am spus că această hală trebuie să fie coordonată, cum după spune legea. Da? Respectiv, am văzut că administrația Pieței s-a conformat. Această schiță concept de amenajare a noilor hale au fost coordonate în scurt timp la Ministerul Culturii. Deci, și am înțeles apoi că oamenii pur și simplu nu vor în spații noi bine amenajate. Ei stau bine mersi în condițiile astea mizerabile acolo. Și în gheață, să luăm iarna. De exemplu, minus 18. Ei stau acolo zi de zi. Iată, noi asta trebuie să-i educăm și de a vinde, de a face comerț. Domnule Ștefăniță, confort. Da, e cu asta mai scump. Dar sănătatea care o pierzi tu vara sau sănătatea care o pierzi tu iarna, acolo tot îți bani pe medicamente care le dai. Domnule Ștefăniță, și noi ca cumpărători și cei care vând. Sunt precupeții sau sunt oamenii simpli de la țară care vin? Bine, acolo sunt și cei intermediari, sunt și oamenii simpli, da? Și eu înțeleg pe oamenii simpli, dar și eu ca om simplu, de exemplu, un surplus de producție de cireașă, da? De cireașă. Da. L-am vândut, da, nu mi-e rușine, da, vara trecută, în piața centrală. Deci, în piața centrală. Deci, poate am dat un preț mai jos cu un leu, dar le-am dat repede și mi-am făcut-o prin prisma legii, da? Eu știu că mi-am realizat acest surplus de producție, dar nu am ieșit la o intersecție de stradă unde musca... Ok, bine. Se depune pe cereași. Mă rog, domnul Guranu, haideți să vedem punctul dumneavoastră de vedere. Sunt unele aspecte care legate de acele locuri care sunt date în piață. Sunt create așa numite clanuri sau grupuri de interese care deja, când vine omul să-și ia un loc care poate și este liber, este alături de o anumite zone de circulație, așa, hai spunem, unde este văzută marfa lui, află cu stupoare că acel loc nu are dreptul să se așeze acolo, că, cum că este ocupat, cum că va veni acuși cineva chiar dacă nu este ocupat, se încep anumite lucruri din astea de sub masă, când spune că, uite, dacă dai un 50 de lei, rezolvăm pe astăzi, dăm voie să vinzi aici cele 2 kg de lapte sau ce mai aduce el. Deci trebuie întâi să facem regulă și ordine aici, nu să-i aducem din dizordinea de afară, da, unde se face o dizordine, să-i aducem într-o dizordine organizată, într-o dizordine unde sunt anumiți care mulg pe acești oameni și fac dintre asta un business de așa, de-a lor, care nu chiar și nu trece niciun fel de tax, nu trece nici, pur și simplu îți spune că iată, locul ăsta este un pic mai scump, locul ăsta este... Eu știu că sunt taxele stabilite și ele sunt taxe pentru toți, da? În dependență de suprafața, evident, de tarabă care o ocupi. Și de locație, depinde. Nu, bine, de locație, cui trebuie găsești. Nici, de exemplu, dacă îmi trebuie mărar, eu știu că unii găsesc mărarul în piața centrală. Dacă îmi trebuie alt produs, cam știu pe unde să-l găsesc. Și eu merg pe destinații, nu e o problemă. Vă dau alt exemplu aici în preajmă, la piața Delfin. Ne aducem aminte, în interiorul pieței sta jumate de piață liberă, tot bulevardul ăsta s-a tot transformat în piață. Este normal așa? Eu cred că să analizăm multicriterial problema. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Poate acolo în interior... Păi așa e în psihologia noastră. Noi credem că dacă să fim în stradă, mai repede să vindem produsul, da? Domnule. Ori noi trebuie să-l învățăm pe cel care cumpără să vină în piață. Deci, iarăși revin, la cultura de a face o cumpărătură. Da, eu apreciez ceea ce mi povesteau, știi, la ambasada franceză, da, domnul ambasador, că cultura de a servi, de a gusta, de a degusta un produs... Și a apreciat foarte mult specificul, spiritul locului din piața centrală. Și eu îl apreciez și eu foarte mult, dar ce se întâmplă în afara pieței este mai puțin plăcut. Și trebuie să fim de acord că acolo trebuie de făcut ordine. Dar nu cu forța, da? Cum să avem noi consecințe grave, dar trebuie să facem oamenii să înțeleagă că asta e sănătatea noastră. E sănătatea și el care stă acolo în soare la 32 de grade și respectiv este sănătatea copiilor noștri care mănâncă din aceste produse. Păi fiecare își alege dacă vrea să cumpere de la trebuie să avem o sanitarie oarecare. Domnule Ungureanu, vreau să revenim un pic la bilanțul economic și la transparență. Există la piața centrală pentru că citeam diferite articole pe marginea acestei instituții care încercau să ne prezinte că nu e tocmai bine, nu e tocmai roz aspectul ăsta financiar la piața centrală. E un paradox până la urmă? Uitați-vă, din punct de vedere economic trebuie să existe anumite plafoane, deci de la care noi începem să taxăm oamenii. Deci putem să alegem varianta cea mai hard, în care taxăm oricine, orice, la fiecare bănuț, la fiecare... Și atunci ucidem orice spirit de competitivitate, cum sau că se vrea să crească, pentru că știi că cât va crește mai mult, dar putem să alegem varianta care se aplică, de exemplu, de ce nu în Georgia, unde până la un anumit nivel de 30.000 de euro de venit, deci nu se taxează, deci există o anumită licență.
excelență care o procură și acei oameni deci lucrează. Deci aici lucrează serviciile fiscale care verifică aceste venituri. Și noi, spunând acum că teoretic sau practic cum vom aplica aceasta, va deveni pur și simplu iarăși o bâtă în mâna unor autorități de control care vor veni asupra fiecărui om deja care bine s-a conformat și a mers în tarabie acolo unde este bine amenajat în hale, sperăm că vor fi cândva acele hale informate și bine amenajate în care eu să pot să vin ca cumpărător să știu ce și unde se află. Deci vine acolo acel vânzător și pentru 10 ouă care le-a produs, le-a vândut, trebuie să treacă o serie întreagă de documente, instanțe, să deschidă SRL sau să aibă contabil cu 1000 de lei pe lună. Sau... Deci haideți să... Astăzi eu în calitate de cetățean al Republicii Moldova ar trebui să cred pe cuvânt acești inspectori ai pieței centrale că toți banii care îi încasează de la oameni ajung în bugetul pieței? Întrebarea este clar că de o natură în care trebuie să avem noi încredere sau nu, pentru că foarte multe din aceste plăți petrec așa pur și simplu în mână dând bani, foarte multe din aceste plăți petrec așa, dăm astăzi pentru jumătate de zi sau dăm pentru o jumătate de metru, deci sunt și asemenea lucruri, dar aici trebuie să vedem aspectul cât vom pierde sau cât vom câștiga și nu doar aspectul care imediat trebuie să ne învățăm să gândim cu câțiva pași înainte. Deci este foarte bine când noi vedem doar primul pas, dar este și mai bine când vedem cu 5 pași înainte, atunci vom câștiga nu doar o luptă, dar un război întreg, în special în așa aspecte serioase, așa aspecte importante, precum țin de viitorul nostru. Da, aici trebuie să punem la cont și întrebarea cu sănătatea publică. Trebuie să punem la cont și întrebarea cu economiile care le realizează acești oameni sau câștigurile care le pot realiza, pentru că ei sunt unele din părturile cele mai vulnerabile și au nevoie de acest ajutor și trebuie nu să le încurcăm, dar trebuie cumva să le ajutăm. Da, să le facem condiții. Nu doar îi alungăm, dar și punem concret că, ia uitați, voi sunteți 30 de oameni. A fost cineva să-i numere măcar. Nu a fost nimeni nici măcar să-i numere cât sunt și să spună, uitați-vă, la voi 30 sunt acolo 60 de locuri, deci de două ori mai mult. Veniți și avem loc pentru fiecare. Nu s-a produs o campanie de informare. Nu s-a produs deci ceva care să-i aducă pe cei oameni un pic la condiția de a înțelege. Uitați-vă, au grijă de noi. Nu doar au venit să ne alunge și să le spună că noi suntem urâți și lor nu le place. Aspectul estetic este una, dar și aspectul lor de supraviețuire trebuie să... Domnule Ștefăniță, când a fost ultima dată directorul pieței centrale în CMC pentru a da anumite explicații, pentru că ați făcut referire și domnia voastră la incidentul din 2015, acum în 2017, iarăși avem anumite disensiuni acolo. Sunt probleme legate și de amplasare, este problemă și de renovare a pieței care se tot vorbește. Bine, atunci cu adevărat noi eram în contrariu, discutam, da, pentru că nu s-au conformat anumitor norme pe domeniul primul meu de activitate. Acum, da, din cât eu cunosc, totuși întreprinderea Piața Centrală este printre puținele întreprinderi la nivel de municipiu din cele 62 care este în progres acum, care este în câștig, sau cel puțin aduce niște bani, profit în buget, da, și aduc, este de ordinul milioanelor, din câte am înțeles eu. Deci nu este o întreprindere în pierdere. Din aceste economii sau din aceste câștiguri, iată, se modernizează partea care aparține, pentru că caroul ăsta, Piața Centrală, dacă vom analiza cadastru, totuși este doar 40% din Piața Centrală este întreprindere municipală. În rest, 60% este proprietate privată. Da? Sunt foarte mulți agenți economici privați care au aceeași destinație comercială. Bine, cum s-a întâmplat lucrul ăsta trebuie de văzut, de făcut un studiu, da? Pe parcurs timpului, cum de acea piață centrală în perimetru care o cunoaștem noi și la început de secolul 20 până în prezent a devenit. Dar nu m-ar supăra lucrul ăsta că e proprietate privată. Important ca să se plătească impozite și respectiv să treacă acest circuit financiar prin buget. Și iată, acolo sunt salarii, acolo sunt proiecte investiționale și eu am salutat noua schiță, concept de modernizare a pieței. Deci am încercat să conving pe cei care, vă spuneam de 2015, acei comercianți, cum e mai bine să-ți vinzi marfa la minus 18 grade sau într-o hală cu un încălzit spațiu. Deci trebuie să avem și un confort la locul de muncă. Este plăcut și respectiv și dialogul între vânzător-cumpărător ar fi altul. Dar așa, în condițiile este mizerabile, eu am anumite rezerve. Și dacă să mă întorc la administrație, bine, eu nu am acum careva obiecții. Eu am toată încrederea că ei își fac onest, profesionist lucru. Bine, dacă sunt anumite dubii, sunt organele de audit, control, care trebuie să-și facă și ei meseria. Și atunci, dacă ar fi această corectitudine
în serviciu, în lucru, eu cred că multe lucruri s-ar reuși. Ca să continui gândul, eu tare pledez atunci când vorbim despre o dezvoltare urbană durabilă. Deci este foarte important totuși să descărcăm această zonă. Iată anticipați întrebarea mea. Cu regret, acum piața ce din alte se extinde, s-a extins până la Alexandru cel Bun în Vale, până la casa lui bunicii lui François Berlean. Deci vorbim din cărcătura istorică a cartierului, că avem clădirile astea istorice care au fost mutilate toate de acest gigant economic, factor economic, da, așa să spunem, de economic. Deci acolo nu avem acolo economia domină și a distrus tot ce înseamnă cultură și patrimoniu. Deci eu când analizez lucrurile de piața centrală, analizez și lucrurile astea, că s-a distrus foarte mult patrimoniu. Deci gara auto s-a transformat în piața centrală. Gara centru, ea acum este o piață de fapt. Ați văzut în ce s-a transformat zona gării. Respectiv. Deci este, gara trebuie oricum evacuată de acolo. Iată, gara-s de acord, acolo trebuie evacuată. Și de descărcat zona aceea. De descărcat în sectoare, de creat aceste hale. Cei de la Trușeni, Cojușna, nicio problemă, las vină în Buicani. Și eu aici, dacă aș fi un factor decizie, aș iniția aceste proiecte de parteneriat public-privat, în care un agent economic care are putere de a investi, de a construi aceste centre comerciale, aceste hale, și respectiv, evident că și stabilește o taxă, dar în discuție cu administrația publică locală. Respectiv, și cei factori decizi la nivel local își realizează politica urbană, da? Agentul economic își realizează business planul și țăranul de la țară surplusul de producție și îl realizează. Dar totul trebuie să treacă într-o comunicare constructivă, iată, și eficient, să fie auzit. Dar dacă interesele sunt altele, evident că și în acest comerț, de ce acest lucru s-a petrecut până în... Au fost protejați de cineva. Și noi am auzit, sunt protejați de anumite organe de drept. Dar acum, dacă li s-a dat indicația organului de drept să facă ordine, iată el acum face ordine. Începe să-și facă meserie. Straniu, colegii dumneavoastră chiar din CMC spuneau în cadrul unui post, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, că au ajuns a privatiza până și trotuarele. Noi dacă să facem o cercetare pe cadastru, o analiză pe cadastru, acolo ne-am trezit și pe un întreg autoturism va fi privatizat. Fi privat. Noi avem nucleu istoric și spălătorii din contul spațiului pietonal. Și lucrurile astea nu este normal. Sunt foarte multe lucruri. Deci am menționat și în acest platou și în altele. Deci la noi domină o anarhie la nivel de oraș. Fiecare face ce vrea. Vrea să-și extindă balconul, vrea să facă o anexă, vrea o spălătorie. Pe bulevardele centrale sunt transformate deja în stații PECO, sunt transformate în spălătorii. Și lucrurile astea nu este normal. Într-un oraș durabil, unde ar domina un plan de urbanistic de dezvoltare, da? ar fi altceva decât ce se întâmplă noi. De asta eu consider că este o problemă duroasă, piața centrală, care trebuie rezolvată, dar nu prin forță. Totuși nu trebuie să avem alt dialog. Un dialog. Domnule Ungureanu, acord aceeași întrebare. Deschidem piețe în diferite sectoare pentru a scoate și din trafic și din oameni? Deci pentru a rezolva, cred că problema traficului, cum a spus domnul Ștefăniț, trebuie în primul rând cu gara auto. Pentru că ea prezintă, așa spunem, elementul care aduce cel mai multe vehicule, le scoate de acolo. Deci asta e prima. Piața centrală este un loc istoric și trebuie să ținem cont că ea încă de peste 200 de ani este acolo. Acum să vină un oarecare edil sau să spunem că noi astăzi decidem că să o scoatem, nu cred că ar fi atât de corect. Ar fi profitabil economic pentru agent. Poate ar fi profitabil economic pentru anumiți agenți, dar aici trebuie să nu cădem într-o altă capcană. Știm foarte bine cât costă astăzi și prin ce mecanisme se fac edificările de blocuri. Și pentru a face o nouă hală, iarăși se vor face tenderuri, cineva va vrea bani ca să câștige acesta, cineva va mai mulți bani decât trebuie repede să construiască și atunci vom ajunge la situație economică, pentru că este calculat economic că să dai locul acela în arendă nu va mai fi cu 12 lei sau cu... Deci va trebui să-l dai la niște prețuri care oamenii cei de la țară nu vor putea să-și permită să plătească aceste prețuri, dar prețurile acestea vor fi obiective reieșind din investiția care a dat-o și pe perioada de amortizare. Deci rezultă niște calcule economice simple care să arată că locul trebuie să fie dat cu un preț care e triplu sau de 10 ori mai mult decât ce aici, și atunci omul nu poate să-și permită, și atunci riscăm să ajungem în situația
că avem locuri, locurile care nu sunt rentabile și oamenii nu vor să vină să le cumpere, pentru că hala este nouă, este făcută la ultimul răcnet al modei sau ce mai este acolo. Și până la urmă ajunge la, haideți să reprofilăm această hală în magazine, în gherete, în anumite spații comerciale pentru magazine mari de tip, nu vreau să spun acum denumiri, dar să se reprofilează și atunci noi nu rezolvăm. Deci, pentru a hotărâ această problemă, trebuie foarte bine să urmărim ce prețuri sunt incluse, care sunt schemele, deci nu admitem nicio schemă de corupție, nicio schemă de care va tripla prețul sau care va ajunge la prețuri exorbitante, care iarăși până la urmă fiecare din preț acesta de investiție inițială până la urmă va fi scos din acei care vând sau cei care cumpără, pentru că acel preț pentru arenda locului de asemenea, indirect el intră în prețul care sunt vândute produsele. Și parțial ar fi bine descos, dar aici trebuie să ne gândim și la aspectul istoric. Da, este un loc central, este piața centrală și ar trebui de păstrat, considerentele mele, că un loc pentru a vinde produsele agroalimentare este și comod, este și putem să-l facem, de ce nu? Astăzi poate pare un pic poveste vorbele acestea, dar să le facem ca o carte de vizită. Pentru foarte mulți străini chiar am văzut, vin și le place. Ce spunea domnul Ștefăniță. Le place acest lucru, ei vor să vadă ceva original, ceva deosebit, ceva ce nu văd în alte părți, nu doar supermarketuri din sticlă și așa mai departe, deci lucruri care nu le pot vedea. Și în acest context aș întreba, poate, dacă acele clădiri, acele edificii care au fost construite acum în piața centrală, dacă se înscriu în contextul istoric, pentru că am încercat să aflu dacă ele reprezintă o valoare istorică, dar iarăși sunt doar niște beton și sticlă. Bine, asta e o altă problemă care putem să o abordăm tot cu cele patru straturi culturale, așa să spunem, în patrimoniul istoric a urbii noastre, dar eu cred că asta e pentru altă emisiune. Dar evident că orice construcție trebuie să treacă prin Consiliul Național al Monumentelor Istorice, să fie coordonate, avizate și respectiv orașul trebuie să se dezvolte. Da? Dar dacă succint, eu acum orașul îl citesc în patru straturi. Da? Cel de-al patrulea strat și sunt construcții noi care se fac în nucleul istoric, care se integrează. Sau aș fi de acord cu ceea ce menționa arhitectul francez Leclerc, că trebuie să analizăm contextul urbanistic existent și să integrăm construcțiile noi. Iată, asta ar fi explicația cea mai succintă. Deci, eu aș fi de acord că, totuși, dacă există o voință și dacă să nu trecem, spunem că noi ai încredere pe un agent economic care merge pe un parteneriat public-privat, eu cred că noi putem să credităm anumite finanțări, așa cum s-au realizat mai multe proiecte urbane prin creditări. Deci, nicio problemă. Luăm un împrumut, construim aceste hale agricole în sectoare și, respectiv, noi reglementăm prețul. Da? Reglementăm prețul pe suprafață sau pe circuit financiar, eu nu știu, nu sunt din domeniul economiei, dar cu siguranță îmi iubesc orașul și vreau să identificăm soluții așa ca să fie un echilibru, să fim mulțumiți toți, și agenții economici, și țăranul de la țară care vine cu produsele, și noi, cumpărătorii, cei din oraș, care facem cumpărături zi de zi la piața centrală. Eu cred că o schiță concept poate fi creată. Nu mai costă o avere tot lucrul ăsta și evident direcția arhitectură urbanistică și relații funciare aici este o secțiune acolo de dezvoltare urbană. Trebuie să analizezi lucrurile astea. Cum? Ce soluții dăm pentru piața centrală? Cum o descărcăm zona aceea? Și respectiv să dezvoltăm orașul și dominăm confort urban în Chișinău. Domnule Ștefăniț, haideți să vorbim un pic despre calitatea acestor servicii care sunt prestate în cadrul pieței centrale. Mă refer aici și la modul în care sunt realizate și de ce nu poate să nu ne ascundem după deget. Deseori am fost mințiți la cântar, am luat un produs de calitate îndoielnică și așa mai departe, iar punctul culminant a fost la soacra. Aici sunt direcțiile specializate în cadrul primăriei care trebuie să facă lucru. Deci sunt acești verificatori sau cei care acordă anumite licențe, da, și actele permisive, ei iarăși trebuie să-și facă meseria, să treacă de pe inacțiune spre acțiune. Și dacă fiecare actor din administrația orașului ar face lucru, evident scopul comun ar fi atins. Dar dacă o direcție trece prin acțiune, evident că avem astfel de cazuri așa cum a fost la soacră, unde s-a permis cu o butelie. De ce așa m-a întrebat? Care era interzis acolo. Da. Deci lucrul ăsta, evident, iarăși, totul începe de responsabilitate pe locul de muncă. Deci dacă tu vii la servici și îți faci onest profesionist lucru, nu ar fi consecințele grave. Deci este foarte important și polițistul să facă meseria, și vânzătorul să fie onest în raport cu cumpărătorul. Și atunci n-ar fi astfel de probleme. Deci totul începe de la, iarăși, de la
cultura noastră, educația noastră, felul nostru de a fi. Deci, de ce noi să servim cafeaua la o intersecție într-o mașină, cum la noi ați practică, pe când francezii, el începe dimineața cu o cafea pe o terasă, cu un ziar. Iată, asta e cultura de consum. Deci, noi trebuie să ne educăm, să ne culturalizăm și să ne învățăm să facem cumpărături așa cum o face toată lumea civilizată. Iată, asta ar trebui să ne înțelegem fiecare din noi. Domnule Ungureanu, una prevede legea, alta este realitatea. Ceea ce este interzis poate fi acces sau putem avea acces prin intermediul mijloacelor financiare. Domnul Ștefăniță făcea referire și la acea butelie de gaz. Da, deci problemele care au fost menționate aici au început din cauza, cum a spus și domnul Ștefăniță, unei inacțiuni și chiar iresponsabilități a acelor organe care trebuie să verifice aceste lucruri. Trebuie să avem o onestitate și verificare atât la cântarele care se, ca să nu, să nu fie lumea mințiți. Trebuie să avem o verificare în special la securitatea vieții, ceea ce s-a întâmplat cu restaurantul La Soacra și cred că după aceasta mai multe controle s-au întețit imediat, deci după ce se întâmplă ceva. De ce? Noi trebuie să așteptăm să se întâmple ceva ca să ne apucăm de lucru, să ne apucăm să vedem, uitați, avem o problemă în direcția asta sau în direcția asta. Deci nu trebuie să așteptăm până explodează ceva, deci trebuie să anticipăm aceste lucruri. Ceea ce am spus, gândim câțiva pași înainte ce se poate întâmpla. Nu pur și simplu să închidem ochii când s-a dat 100 de lei și nu mai facem acel control atât de riguros. Sau că avem niște concepții politice și nu mai facem acel lucru care trebuie să facem, iarăși spunând despre ani 1940 și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim la a lucra calitativ, a lucra profesionist și a fi până la urmă, dacă suntem într-o urbe care are nevoie de dezvoltare, trebuie să fim tehnocrați sau nu știu, deci ca să ne gândim exact ce efort și ce efect vom avea de la fiecare din acțiunile astea. Și atât, pe unul lăsăm pe alt plan aspectele care țin de cine este mai bun, cine este mai brav și cine este mai puțin. Deci asta este. Domnule Ștefăniță, ați avut în ultimul timp întruniri cu cei care comercializează în piața centrală. Spunea ceva mai devreme că ați venit cu această inițiativă ca să fie în exclusivitate piața agricolă. Prinde contur această idee sau rămâne a fi luată în calcul de administrația publică locală? Bine, eu am fost în contact cu administrația pieței, da? Cu domnul Vicislav Ceban, dacă nu greșesc ca nume de familie. Deci, eu am apreciat acele schițe concept. Am spus că cele care au fost coordonate, iată, în 2016 la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, deci construcția care are loc este în acest nucleu istoric și le-am apreciat foarte mult și am văzut acolo un confort în perspectivă, da? Prin noile construcții care se vor realiza în locul a ceea ce avem. Eu am făcut câteva fotofixări în primăvara 2015 de pe o construcție mai înaltă, da? Și de acolo se vede toată mizeria care domină, iată, pe acoperișul acesta. Iată, deci, ajunge să discutați despre curățenie. Nu folosesc noțiunea de Shanghai, da? Eu, de fapt, după ce am vizitat Republica Chineză, da, și mai multe orașe din China, eu mi-am schimbat, de fapt, inclusiv Shanghai, eu mi-am schimbat părerea. În China eu am văzut mai mult confort în comerț, da, decât ceea ce avem la piața centrală. Și nu aș folosi deci termenul de azi înainte, cei ce spun că este un Shanghai adevărat. În Shanghai eu am văzut un confort și o dezvoltare urbană, un smart city care este pe calea cea dreaptă. Și ce trebuie să învățăm și noi de la chinezi și nu numai, și de la francezi care sunt mai aproape de ei și respective această experiență, încercăm să o preluăm prin iată, formă de urbanism care l-am organizat împreună cu ambasada Franței și primării. Și iată, noi practicile bune, exemplele bune trebuie să le preluăm. Și eu consider că suntem pe calea cea dreaptă. Ceea ce problema e în capitală, pentru că pește de la cap strică, da? Și dacă este în acțiune de sus, la managerul general, evident că fiecare face ce vrea. La piața centrală a rămas problema nerezolvată pentru că nu își făceau miserie mai mulți. Da? Și organele de control, am spus, cu actele permisive și respectiv a fost o consecință în ianuarie 2016. Organele de drept care polițistul de sector sau mai mulți polițiști care trebuie să fie fixați acolo să facă ordine. Și respectiv cetățeanul, care de altfel protejează. Cetățeanul este îndreptat pe calea cea dreaptă. Eu, iarăși, ca să înțeleg lucrurile cum evoluează, eu mă fac cu facultatea de istorie și îmi place mult să studiez ce aici s-a întâmplat în piața centrală și la un început de secolul 20 sau în mandatul Carol Schmidt.
Deci ca să reglementeze piețele. Deci orice ordin sau orice dispoziție la primărie era respectată anterior. Era, reglementau și prețurile la cereale, la produsele de carne. Iată, lucrurile astea le găsim. Dispoziția lui Carol Schmidt. Și iată, atunci era o ordine. Sau, de exemplu, era o mizerie extraordinară de-a lungul Bâcului, da? De-a lungul, era ca un adevărat abatoar. Toți duceau și tăiau, sacrificau vitele în preajma Bâcului și era o mizerie totală. S-a semnat o dispoziție, gata, s-a făcut ordine. Deci tot s-a respectat. Deci asta este foarte important, să respectăm legea, să o implementăm, să o respectăm. Păi când este o responsabilitate din partea statului față de cetățean, există o responsabilitate din partea cetățeanului față de stat. Este un contract social. Plus, aș mai adăuga aici, dacă fiecare din noi nu ar merge și ar procura în aceste zone insalubre, cu siguranță acest comerț ar dispărea de la sine. Dar noi încurajăm lucrul ăsta. Această anarhie nu încurajăm prin că mergem, iată, și procurăm acolo. Pare că care e mai, un pic mai ieftin. Dar consecințele poate să fie grave. Faci o intoxicație și îți dai în spital sau în farmacie prin medicamente. Mult mai mult. Costă 1000 de lei. Da. Domnul Ungureanu, la începutul acestei emisiuni vorbeam despre faptul că aceste produse de pe marginea drumului lasă de dorit. Vorbeam acum, iată, și despre igienă. Vreau să vă întreb, aceste lucruri dispar sau aceste probleme dispar odată ce am intrat pe poarta pieței? Suntem siguri că ceea ce cumpărăm e calitativ, avem curățenia necesară, ne sunt oferite condiții? Nu prea dispar, deci este suficient să ne ducem dacă în hala de pește sau deci vom vedea sau în alte hale. Deci sunt anumite lucruri care pot fi îmbunătățite. Sunt create niște zone de mai mult confort. Este mai mult mai confortabil, de exemplu, să vinzi în piața centrală și să procuri. Cred că tot pentru că există, mai ales acolo unde sunt hale, hale astea care noi, dacă vorbim acum concret de piața centrală, hala de carne care s-a modernizat destul de mult și a ajuns la niște norme cât de cât care acceptabile. Acum, dacă să vedem dacă dispare această mizerie imediat de interior, nu. Păi asta depinde și de cultura, de comportament a cetățeanului. Noi avem cumpărători care nu vin din altă planetă, vin tot de la noi, de Moldova. Și acești vânzători tot de la noi, de Moldova. Și dacă ei își permit ca, intrând în piața centrală, să arunce o hârtie, să arunce un muc de țigară sau alte lucruri, asta deja depinde de educația noastră și nu știu cu ce mecanisme trebuie să acționăm aici, pentru că, da, sunt și amenzi, sunt și anumite judecări care oamenii judecă dacă văd că acest lucru se petrece de mai deseori, dar noi trebuie să ne educăm în primul rând pe noi și să încercăm ca treptat să hotărâm aceste probleme. Este foarte urât, așa, spunem, când într-un oraș se petrece mizerie peste tot, deci când în jurul unei piețe centrale are loc aceste vânzări. Dar trebuie să le dăm condiții și să creăm aceste condiții, să creăm o educație. Și până la urmă, cred că vom ajunge și la un asemenea nivel de educație care era acel menționat de domnul Ștefăniț, când la începutul secolului orice ordin, cu un ordin se puteau hotărâi întrebările. Deci privind mizeria din jur, privind aruncatul anumitor materiale în râul Bâc și așa mai departe. Deci trebuie lucrurile astea să le înțelegem și să analizăm cum să implementăm aceste mecanisme. Domnule Ștefăniț, după aceste evenimente, care vrem sau nu vrem, au avut de suferit atât polițiști cât și oameni. Suntem siguri sau vom avea siguranța că nu se va mai reveni la vânzarea ambulantă în jurul pieței centrale? Eu aș vrea că... Pentru că zilele astea îmi spuneau colegii că ieri, astăzi nu au fost vânzători acolo, cel puțin poliția patrula și nu a permis nimănui. E necesar ca să intervină de fiecare dată poliția? Eu cred că această problemă trebuie să fie identificată și în, atât în executiv, dar și în legislativ local. În Consiliul Național Chișinău această problemă trebuie să fie abordată, discutată. Pentru aceasta eu aș vrea ca, și m-am exprimat și săptămâna trecută, trebuie să venim în ședință. Da? Iată, noi suntem cam în blocaj, cam, nu știu de ce, nu știu, eu nu pot să înțeleg ce se întâmplă la nivel local, dar ar fi cazul, iată, toți colegii de la stânga la dreapta, să vină la serviciu să-și facă, pentru că i-au mandatat cetățenii, respectiv noi acum trebuie să identificăm soluții pentru fiecare problemă din oraș, și problema piața centrală, și problema unde depozităm gunoiul în perspectivă, da?
bubuieci, țânțăreni. Iată, trebuie să identificăm toate aceste probleme. Și ce aș mai dori aici? Cum soluționăm problema în 30 secunde, domnul Ungureanu? Trebuie să se facă o consultare largă cu societatea civilă și cu experții. Nu permitem vânzarea pe stradă. Aici trebuie să prevenim cu câteva pachete de soluții și pachetele nu sunt atât de simple și unele vor fi restrictive, unele vor fi permisive în altă direcție, dar trebuie să discutăm și să avem un dialog deschis și fără corupție în acest sens. Domnilor invitați, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede, vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua aceste aspecte, a fi abordate. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic împreună cu domnul Ștefăniță și domnul Ungureanu. Am discutat despre starea de lucruri de la Piața Centrală. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună!